Dată de Man, tânărul Man. Steaua ține doi jucători la Benjlo. Gol! Steaua! Momcilovic deschide scorul în minutul 31. Eroare mare în defensiva lui Dinamo. Nestingherit apare sârbul în 4 metri și împinge doar mingea în poartă. 1-0 pentru Gazde și meciul devine din ce în ce mai spectaculos. Momcilovic dă al treilea său gol împotriva lui Dinamo în carieră. L-a scăpat din marcaj Steliano Filip. Acum nu știu dacă Steliano Filip trebuia să-i facă marcajul lui Momcilovic. Dar de lângă el era. Clar că de lângă el, dar nu știu dacă repartizarea sarcinilor de marcaj a fost corectă. Momcilovic îl bate oricând la cap pe Steliano Filip. L-a pierdut, uite, vezi că strânge din dinți acolo, l-avea în grijă. 1-0 așadar pentru Steaua. Dinamo cu siguranță va reacționa. Corner bine bătut de Denis Man. Și asta trebuie să remarcăm. Paul Anton centrează. Mingea respinsă de Balașa. Din nou Anton. Hanca îl are în spate pe Romera. Centrează bine Hanca. Lovitură de cap încercată de Malangu. Oh,